Nou-născuții care nu au fost vaccinați în maternitate cu vaccinul împotriva tuberculozei vor fi chemați la spital în luna aprilie. Potrivit Ministerului Sănătății, se va relua procedura de imunizare împotriva acestei afecțiuni imediat ce vaccinul va fi produs de către Institutul Cantacuzino. Stoparea vaccinării până în luna aprilie nu aduce prejudicii nou-născuților, deoarece serul se poate administra până la vârsta de 10 luni. Dacă vaccinul nu a fost efectuat la câteva zile după naștere, acesta va fi reluat după ce se va face o testare prealabilă a copiilor pentru a se verifica dacă sunt sau nu predispuși la alergii în urma administrării acestui vaccin. De curând, vaccinarea împotriva tuberculozei la copiii mici a fost sistată după ce s-a constatat că dozele de vaccin din maternități erau expirate. Reprezentanții Institutului Cantacuzino apreciază că în aprilie vor fi gata primele 800 de doze de vaccin împotriva tuberculozei.